Bună seara, bine v-am găsit la știri. La mulți ani în România, la mulți ani Alba Iulia, manifestările de astăzi, prilejuite de aniversarea 94 de ani de la Marea Unire, au fost deschise de ceremonialul de depunere de coroane de flori la statuia lui Mihai Viteazul. Mulțime fluturând drapelul național, scandări de unitate, paradă militară și politicieni la patru ace, cu fulare tricolore și mâna pe inimă, în momentul intonării imnului național, acesta a fost tabloul în mișcare din fața statuii lui Mihai Viteazul de astăzi dimineață. Au depus coroane de flori cele două camere parlamentare, Primăria Alba Iulia, Consiliul Județean Alba, Instituția Prefectului Alba, instituții și organizații neguvernamentale, asociații și primării din Alba și întreaga țară. Guvernul României a fost reprezentat de către Ecaterina Andronescu, ministrul Educației și Cercetării. În mulțime, printre miile de participanți, s-a aflat și Miron Cosma cu soția, pereche ce a stârnit interesul românilor reuniți în fața statuii lui Mihai Viteazul, pentru a-i cinsti memoria și a se bucura de cea mai importantă zi din istoria neamului românesc, 1 decembrie. Veniți în număr mare la Alba Iulia, aproximativ 400 de frați români din Basarabia au imprimat mulțimii strânse în fața statuii lui Mihai Viteazul încă de la primele ore ale dimineții, o puternică stare de emoție și patriotism. Uniți într-un pact pentru Basarabia au scandat în fața statuii lui Mihai Viteazul pentru unirea României cu Republica Moldova, act pe care îl consideră prioritate națională. Organizațiile și grupurile de inițiativă cuprinse în platforma civică Acțiunea 2012 apreciază că societatea românească este suficient de democrată și responsabilă pentru a revendica anularea pe cale pașnică și cu respectarea principiilor de drept internațional în vigoare a consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov. În acest sens, scandări precum cunoaștem doar trei culori mai presus de orice România, unirea face puterea sau suntem în cuvânt și în toate floare de latinitate, nu au făcut decât să inducă tuturor românilor prezenți la ceremonialul de depunere a coroanelor de flori de la statuia lui Mihai Viteazul o puternică stare de emoție. Alaiul de oaspeți din țară și din Republica Moldova, condus de primarul Mircea Hava și de președintele legislativului de Alba Ion Dumitrele spre Sala Unirii pentru ceremonialul de primire a solilor cetăților de scaun, a fost întâmpinat la intrare cu pită, sare și pălincă. Primul care a luat un dumicat de pâine și o dușcă de țuică dintr-o voluminoasă ploscă a fost primarul Mircea Hava. Președintele Ion Dumitrele a evitat plosca direcționând-o spre alte oficialități, iar Elena Andronescu, ministrul Educației și Cercetării, a preferat pâinea și sarea. Oaspeții capitalei de suflet a neamului românesc au fost întâmpinați de Gabriel Rustoiu, directorul Muzeului Unirii Naționale. Stimați invitați, bine ați venit în Sala Unirii, aici unde, acum 94 de ani, 1221, nu a fost un proces ușor. În ultimele prelegătoare, zile de 1 decembrie, au existat tratative cu guvernul maghiar pentru a se forma un stat federativ în care Transilvania să aibă autonomie, un stat după modelul standardelor din Elveția. Dar românii din Transilvania au hotărât toți la 1 decembrie ca Transilvania să urmească cu România. Ceremonialul întâmpinării solilor a fost condus cu eleganță și profesionalism de colegul nostru, Emanuel Drăgușin. Să primim soliile! Invit în fața dumneavoastră solia din Suceava. Bătrâna cetate a Sucevei, soră de suflet a cetății Albei Iulia, ne-a dat domnească poruncă nouă, tinerilor moldoveni, de a vă aduce caldă solie, când bun, la măreața sărbătoarea țării. Viteazul, crai în stirpea Basarabilor, domn creștin al țării românești și a dealului și a toată țara Moldovei, mare ban al Craiovei și Mehedințului, de mila lui Dumnezeu voivod, al tuturor românilor de-o parte și de alta munților. Aici, sub cerul și în cetatea Albei Iulia, la 1 al decembrie anul de grație 1599, după Hristos, am legat sorții țărilor române sub același steag și în aceeași pecete și am făcut asta pentru ca toți românii ne numim de la naștere și avem același grai și ne tragem de la aceleași origini.
La momentul solemn au fost prezenți și Vadim Cojocaru, consilierul primarului general al Chișinăului, Ioan Gabura, consilier municipal în capitala Republicii Moldova, precum și copreședintele Consiliului Unirii, Vitalia Pavlicenko. Aceasta din urmă a transmis un mesaj de unificare a Republicii Moldova cu patria mamă. Consiliul Unirii îndeamnă guvernele lumii să sprijine unificarea poporului român, așa cum s-a produs reîntregirea Germaniei. Noi, românii basarabeni, veniți la Alba Iulia, jurăm în numele Consiliului Unirii că nu ne vom abate de la aspirația noastră sfântă, ci că prin efort comun ne vom regăsi cu toții într-un stat modern și european, de care să fim mândri noi și copiii noștri. Vă mulțumesc! Primarul Mircea Hava a mulțumit tuturor celor prezenți de 1 decembrie la Alba Iulia, adăugând, oarecum surprinzător, că România Mare este foarte greu de înfăptuit. Asta din cauza politicienilor și a scaunelor din năzuințele acestora. Sunt atât de bucuros că văd atâția români când vin la Alba Iulia pe 1 decembrie. Sunt bucuros că văd că când văd în fiecare an că cetățile de scaun, Suceava, Târgoviște, că prietenii din Chișinău sunt aici, când văd că atâția basarabeni, atâția români basarabeni sunt aici și au venit aici pentru Alba Iulia, au venit să spună că vreau să avem România Mare. Și mă doare lucrul ăsta că îmi dau seama că va fi tare greu. Și va fi tare greu datorită vouă și nu datorită lor. Va fi tare greu datorită politicienilor mulți care nu-și vor mai găsi scaunele. Gândiți-vă, ce o să ne facem cu un singur guvern și cu un singur parlament? Câțiva vor rămâne acasă. De asta va fi greu. Dar voi puteți să faceți și noi să facem lucrul ăsta. Pentru că noi și voi trebuie să-l facem. Nimeni nu o să ne facă. Primarul Mircea Hava are dreptate. România Mare rămâne o aspirație greu de realizat, dar nu numai din cauza politicienilor români. Momentul primirii solilor din cetățile de scaun de la Sala Unirii a fost marcat de un incident. Primarul Mircea Hava a fost întrerupt din cuvântul de bun venit adresat oaspeților din țară și din Republica Moldova de o voce din sală care i-a cerut să nu politizeze Ziua Națională a României. Moment neplăcut la primirea solilor din cetățile de scaun ale Unirii. În discursul său de mulțumire adresat oaspeților prezenți în Sala Unirii, primarul municipiului Alba Iulia a fost întrerupt de un bărbat din sală care i-a solicitat să nu politizeze Unirea. Vă mulțumesc, prieteni, la Chișinău, vă mulțumesc vouă, vă mulțumesc la cei care ați venit acasă, la familie de la București, dar vă mulțumesc vouă românilor care ați venit aici. Vă mulțumesc celor care veniți în fiecare an la Congresul Spiritualității. Vă mulțumesc și celor care sunteți supărați. Așa cum veniți, că veniți cu suferul. Vă mulțumesc și celor care sunteți supărați că cineva n-a dat bani. Dacă n-ar fi avut, n-ar fi dat. Tu trebuie să vrei. Am avut. Nu mai contează. N-am politizat-o niciodată. În mintea dumneavoastră e politizată. Și nu dialoghez cu dumneavoastră. Vorbesc cu românii. Vreți ce vreau să fie? Am. E trist când în casa ta vin toți soiul care vin cu ciupotele. Dar ai păsul. Deci în fața ta tot nu mă deranjează. Subiectul l-am spus. La mulți ani, România. La mulți ani. Momentul a fost depășit cu eleganță de Mircea Hava și cu aplauze de asistență. Mii de oameni veniți astăzi la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României au asistat la ceremonialul schimbului de gardă executat de către soldații din garda ansamblului arhitectural Hotel Medieval. Foarte mare a fost și numărul celor care au asistat la salvele de tun trase în cinstea sărbătorii naționale. Defilarea soldaților îmbrăcați în uniforme de epocă a început ca de obicei de la traseul celor trei fortificații.
Circuitul parcurs a fost însă unul diferit de data aceasta. Garda a ocolit piața cetății, a trecut apoi printre Muzeul Unirii și Ansamblul Ortodox și a executat prima parte a ceremonialului la poarta a patra a cetății. Acesta a fost unul din primele momente în care s-a putut observa cu ușurință numărul mare a celor care au venit să vadă spectacolul. Ceremonialul a continuat apoi la poarta a treia a cetății, pe tot acest parcurs, soldații fiind însoțiți de mulțime extrem de numeroasă de români veniți în capitala lor de suflet, dar și străini fascinați de frumusețea fortificației noastre. De asemenea, pe întreg traseul parcurs, comandantul gărzii, colonelul în rezervă Dumitru Ghețe, a adresat oamenilor salutul patriotic de 1 decembrie. Comandat schimbarea gărzii! Pentru schimbare înainte! Ai! Ceremonialul a continuat la traseul celor trei fortificații cu ridicarea drapelului național și salvele de tun. Cei aproximativ 3.000 de spectatori au răsplătit pe soldații din garda ansamblului arhitectural Hotel Medieval cu ropote de aplauze, iar la final au ținut să se fotografieze alături de ei. Astăzi, la ora 14, în piața cetății au fost servite 3200 de caserole cu fasole și cârnați însoțite de câte un pahar cu vin. Românii au făcut cos la toate cele patru corturi amenajate special pentru ei și până le-a venit rândul, au adulmecat cu minți și răbdători mirezmele care ieșau din cazanul aburind. Ai noștri conaționali veniți din toate colțurile țării, dar și de peste hotare, au primit și în acest an o bine meritată masă caldă și un pahar cu vin. Cele 3200 de porții au fost asigurate de administrația locală și județeană, guvernul neimplicându-se cu niciun leu în susținerea financiară a manifestărilor de la Alba Iulia. Cum vi se pare organizarea de anul acesta? Foarte bine. Foarte bine? Credeți că porțile să fie suficiente pentru toată lumea? Eu cred că sunt. Foarte frumoasă. Crezi că porțile o să fie suficiente pentru toată lumea? Da. Foarte mare. Este bună mâncarea? Da. Au condimentat-o cum trebuie? Da. Au gătit-o exact așa cum trebuie? Da, e foarte bună. E gătită bine. Cârnațul e fiert. Fasole, da, fiartă? Da, sunt toate. Da. Credeți că o să ajungă porțiile pentru toată lumea? Da, cred că da. Nu știu, nu m-am uitat, dar cred că da. Sunteți mulțumită de organizare? Mulțumită, da. E făcută bine? Da, este foarte bună mâncarea. O singură problemă este că nu s-au amenajat niște mese cu scaune aici. Porțiile au fost suficiente și mâncarea bună. Și totuși, un inconvenient. Nimeni nu s-a gândit să amenajeze un spațiu adecvat mesei. De Ziua Națională a României, Bulevardul Transilvaniei, Parcul Unirii, dar și Piața Custoz au devenit adevărate furnicare. Cel mai emoționant moment însă a fost Hora Unirii. Miile de români au ieșit astăzi pe străzile capitalei Unirii pentru a se bucura de bogatul program pregătit de oficialități de 1 decembrie. Momentul culminant a fost, indiscutabil, Hora Unirii încinsă pe platoul din fața universității. Cum vă simțiți? Vă place? Da. Sunteți din Alba? Nu. Nu? Ați mai fost de 1 decembrie în Alba? Nu. Și o să reveniți? Să sperăm. Cum vă simțiți? Minunat. Sunteți din Alba? Nu, sunt din Republica Moldova. Cum vă simțiți? Bine. Sunteți din Alba? Nu, din Sibiu. Și ați mai fost de 1 decembrie la noi? Nu, e prima dată. O să vă întoarceți? Da. Bine. Îți place cum... Nu, sunt din Noua Mureș. Bună ziua, cum vă simțiți? Foarte bine, ați o zi deosebită. Ați intrat în spiritul sărbătorii? De ieri. Sunteți din Alba? Da, chiar din Alba. Mână în mână au jucat roată, au format un tot unitar, o unică inimă ce a bătut în pieptul Zilei Naționale ca acum 94 de ani. Seminarul teologic ortodox Mitropolit Simeon Ștefan s-a mutat astăzi în casă nouă. Evenimentul de inaugurare a noului spațiu de învățământ s-a făcut în prezența ministrului educației doamna Ecaterina Andronescu, a directorului SIE Teodor Meleșcanu, dar și a altor oficialități locale și naționale care au contribuit la realizarea acestui proiect.
Deși construcția s-a realizat în doar un an de zile, proiectul acestui centru de învățământ a fost stabilit în 2007 la inițiativa fostului arhiepiscop de Alba Iulia, înalt preasfinția sa Andrei, care a onorat cu prezența sa evenimentul de inaugurare. La slujba de binecuvântare a noii clădiri au mai participat și mitropolitul Ardealului Părintele Laurențiu, înalt preasfințitul Irineu, dar și preoți parohi din întreg județul. Păzește nevătămați de toată răutatea pe cei ce voiesc a preda și a învăța aici, în așezământul acesta, și îți aduc ție rugăciuni prin noi nevrednici. Binecuvintează-i pe dânsii și așezământul acesta, păstrând întotdeauna viața lor nebântuită de vrăjmași, și le dăruiește cu îndestulare toate bunătățile tale spre folos prin binecuvântarea ta. Clădirea a primit apoi binecuvântare, iar cele 12 săli de clasă, dar și sala profesorală, au fost stropite cu apă sfințită. La finalul evenimentului, preotul profesor Nicolae Toprcean a făcut un istoric al întemeierii acestei instituții de învățământ. În anul 2007, odată ce am primit acest teren, am putut fi incluși în proiectul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, al Băncii Europene pentru Investiții și al Guvernului României, care realiza școli în toată țara. Și atunci am fost cuprinși și noi cu această clădire a liceului. Valoarea proiectului este de 3 milioane de euro, iar pe lângă această clădire cu săl de clasă, campusul Seminarului Teologic Ortodox va beneficia pe viitor și de o biserică proprie. De 1 decembrie luptăm împotriva HIV-SIDA. La nivel mondial, această zi reprezintă șansa oamenilor de pretutindeni să se unească în lupta împotriva maladiei, să fie solidari cu cei care trăiesc cu boala și să-i comemoreze pe cei care au decedat în urma acesteia. Direcția de Sănătate Publică Alba s-a alăturat acestui demers, având în vedere faptul că la nivelul județului Alba există 25 de persoane care luptă cu această boală necruțătoare. Începând din 1988, pe 1 decembrie se celebrează Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV-SIDA. În România, potrivit Centrului Român HIV-SIDA, din 30 iunie 2012 la 48% dintre persoanele infectate cu HIV, calea de transmitere a fost heterosexuală, la ora actuală existând în evidență aproximativ 9500 de persoane cu HIV-SIDA. Direcția de Sănătate Publică Alba, în acest context, organizează mai multe acțiuni la nivelul județului. Toate acțiunile pe care noi le vom derula se vor demara cu data de 1 decembrie și se vor finaliza pe data de 30 decembrie. În ce vor consta ele? În activități de informare, educare, comunicare în 24 de comunități de la nivelul județului Alba, unde dispunem de asistență medicală comunitară. În prealabil, asistenții comunitari au avut o întâlnire de lucru la nivel județean pentru informare și primirea materialelor necesare campaniei. Asistenții medicali comunitari vor primi toate informațiile legate despre cum se transmite, cum nu se transmite, unde se fac testările, care este comportamentul prosanogen pe care ei trebuie să-l promoveze în comunitate. Scopul campaniei de luptă împotriva HIV este acela de acces universal la tratament, îngrijire și suport pentru a reduce numărul persoanelor infectate. La nivelul județului Alba, campania își dorește o creștere a numărului de persoane informate și educate în legătură cu HIV-SIDA. Care este grupul țintă căruia ne adresăm? Populația generală și, desigur, țintit pe tineri. În acest context avem un parteneriat și cu Inspectoratul Școlar Județean. În cadrul orelor de dirigenție, în această lună se vor derula activități de informare insistându-se în mod special pe cum se transmite și cum nu se transmite și pe metode preventive. În județul Alba există 25 de persoane în evidența DSP Alba, toți adulți, iar tratamentul lor se realizează la Centrul Medical din Târgu Mureș.
A 11-a ediție a Festivalului Național Ambasadorii Unirii s-a încheiat aseară printr-un regal al cântecului și jocului popular românesc. Pe scenă amplasată în incinta Alba Mol, rând pe rând, ansamblurile folclorice din Moldova, Ardeal, Joltenia au încântat publicul prezent prin măestria cu care și-au pus în valoare frumusețea portului și a tradițiilor populare românești. Dacă parada portului popular de ieri dimineață a reprezentat doar o defilare a celor mai frumoase costume naționale, seara Festivalului Național Ambasadorii Unirii a adus celor prezenți în Alba Mol un adevărat spectacol de folclor intitulat Decembrie, Columna a Unirii. Câteva jocuri strașnice românești, tinerii interpreți de muzică populară au încântat inimile celor prezenți prin căldura și frumusețea glasului. Festivalul Național Ambasadorii Unirii, organizat de Palatul Copiilor din Alba Iulia, s-a bucurat de prezența ansamblurilor folclorice din toate colțurile țării. Pe scenă au urcat artiști din județele Alba, Bihor, Botoșan, Bistrița, Iași, Sălaș, Satu Mare și Olt. ADR Centru România a semnat astăzi acordul de parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Centru din Republica Moldova. Parteneriatul este destinat stabilirii cadrului comun de cooperare continuă dintre cele două state, sprijinul acordat de România statului vecin fiind în scopul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Sosiți la Alba Iulia, într-o zi cu însemnătate istorică pentru românii de pretutindeni, membrii delegației ADR Centru din Republica Moldova au fost însoțiți și de reprezentanții Consiliului Raional Ialoveni. Vă informez că anul acesta, în 31 de august, a fost semnat o înțelegere de colaborare între Raionul Ialoveni și județul Alba. Delegația Consiliul Județean Alba a fost în deplasare la noi, la Ialoveni, unde a fost semnat acest document. Pe parcursul acestui timp, de la 31 august, am făcut câteva schimburi de delegații pe domeniul agriculturii deocamdată și sperăm că aceste vizite vor da eficiența și roadele pe care ne dorim toți. Înțelegerile dintre cele două unități administrativ-teritoriale dintre cele două țări durează de aproximativ un an, semnarea acordurilor de parteneriate fiind doar o confirmare a relațiilor de colaborare dintre cele două țări. Suntem iată la un moment în care legătura între specialiștii noștri în domeniul dezvoltării și fondurile europene semnează astăzi acest protocol și cred că tot ce ne-am propus noi va fi în avantajul și al prietenilor din Ialoveni și în al nostru. Vă mulțumesc, stimate domnule președinte, că inițiativa dumneavoastră, care de fapt ați reluat-o, cum ați menționat, un an în urmă, a pus un pas mai larg în domeniul dezvoltării regionale, care de fapt este bine desemnat la nivelul de public, la nivelul de acțiuni în Alba Iulia, ceea ce ne dă nouă o cale și o șansă foarte clară pentru a avea
unele rezultate în domeniul dezvoltării regionale. Pentru a adere Centru România, acest tip de relații este a treia încheiată cu state ale Europei, acordurile de parteneriat fiind stabilite cu scopul de a sprijini statele membre pentru o mai bună planificare și programare a resurselor pentru dezvoltare. Astăzi, cu semnarea acestui acord, cred că ziua de 1 decembrie ne oferă, să zicem, și o misiune simbolică de a continua și a dezvolta această relație. Avem și o obligație de a respecta acele repere ale istoriei care au avut loc în evoluția poporului român, chiar dacă, să zicem, administrativ suntem două state cu drepturi depline, istoria ne leagă aceeași origine. Și atunci cred că trebuie să cultivăm și să dezvoltăm aceste relații. Acordul stabilit astăzi prevede schimburi de experiență în area regiunilor de dezvoltare, care să fie dublu avantajoase pe domenii de agricultură, cultură, turism, schimburile economice realizându-se în viitor și prin intermediul unui forum. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Să aveți o seară de 1 decembrie cât mai frumoasă și un sfârșit de săptămână cât mai relaxant. La revedere!